Matei, capitolul 16, de la versetul 13 la versetul 17. Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Amin. Ne așezăm. Așa cum s-a spus deja, începând din această duminică dimineața, intrăm într-o serie de mesaje, vor fi aproximativ 8 asemenea mesaje, intitulat Întrebările Domnului sau Întrebări ale Domnului, care așteaptă un răspuns. O să deconspir câteva dintre aceste întrebări la care o să ne oprim în duminicile următoare. De exemplu, într-o împrejurare, Domnul pune întrebarea: ce vrei să-ți fac? Altădată îi întreabă pe ucenici: pentru ce sunteți tulburați? Ce folos să câștigi toată lumea dacă îți pierzi sufletul? O altă întrebare mai dramatică pe care Domnul o pune într-o împrejurare: cu o sărutare îl vinzi tu pe Fiul omului? Și vor fi astfel de întrebări pe care Domnul le adresează în diferite circumstanțe și pe care le aducem în biserică, le aducem în viața noastră, înaintea noastră, și aceste întrebări, de fapt, sunt întrebări care așteaptă un răspuns. Răspunsurile nu pot să fie date la grămadă. Răspunsurile pot să fie doar individuale. De aceea, seria aceasta de mesaje aș vrea să fie o serie prin care Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia dintre noi și noi să fim activi în această serie, dincolo de a asculta doar cuvântul lui Dumnezeu, care să nu rămână, să nu fie pus în inima și în mintea noastră, să fie mesaje care să ne transforme viața, să ne apropie mai mult de Domnul, să dăm răspunsurile prin care să fim binecuvântați de Domnul în aceste vremuri dificile, grele. Pentru primul mesaj în această serie, și cred că v-ați dat seama deja din pasaj, o să ne oprim și va trebui să răspundem la o întrebare aparent simplă, pentru că ne-am obișnuit cu ea. Este aparent simplă pentru noi, pentru că nu prea ne punem noi problema cum ar răspunde alții sau cum vede lumea în general, sau cum poate să răspundă lumea în general această întrebare. Am spus-o de atâtea ori, am auzit-o de atâtea ori în biserică și într-un mod mecanic, poate uneori, am putea să dăm răspunsul la această întrebare: cine zic oamenii că sunt eu? Dar întrebarea este dublată imediat: dar voi? Dar voi? Cine ziceți voi? Cine zici tu că este Hristosul? Dacă ne uităm în istoria creștinismului, în istoria lumii, să zic, în ultimii 2000 de ani, putem să identificăm niște etape în care creștinii au trebuit să răspundă într-un anumit fel marilor provocări prin care au trebuit să treacă. Pentru că dacă ne uităm în acești 2000 de ani, vom vedea niște etape și modul în care creștinismul a trebuit să răspundă, să se adapteze, să fie viu și prezent în diferite etape, așa cum am spus, și provocări ale istoriei. De exemplu, în primele 2-3 secole, creștinii au trebuit să răspundă în mod individual: ești tu gata să-ți dai viața pentru Hristos? Și au fost sute de mii, milioane de creștini care au trebuit să răspundă la această întrebare. Și nu doar verbal, n-au trebuit doar să dea, să articuleze un răspuns, ci au trebuit prin atitudinea, prin ce au făcut ei, au fost ei gata să-și dea viața pentru Hristos și mulți aceasta au făcut. Apoi, în primele 4 secole, dacă mai extindem puțin acest spectru, a fost
prima mare dezbatere cu care creștinismul a fost confruntat și au tot felul de păreri, și astăzi fac această paranteză. Doamne, nu trebuie să știm noi, nu ne interesează pe noi teoria asta, astea sunt teorii goale, dezgolite de putere, astea n-au niciun rost în biserică, ce facem să ne miște acum, este important. Dar, dragii mei, fără a cunoaște adevărurile fundamentale ale Scripturii despre cine este Hristos Domnul, s-ar putea să avem o formă religioasă, cel mai bun caz emoțională sau știu eu cum, dar, dragii mei, mântuirea noastră depinde de o cunoaștere a adevărului biblic. Și trebuie să ne oprim asupra lui, chiar dacă a devenit nepopular în bisericile noastre. Ne asumăm această responsabilitate în biserica aceasta să se predice și predici nepopulare, care nu neapărat gâdle sau zgâlție sentimentele și emoțiile. Și acestea sunt bune. Trebuie aplicat cuvântul lui Dumnezeu, dar trebuie să intrăm în adevărul care aduce liberare. De aceea să ne uităm în această zi și la aceste adevăruri. Și în primele secole, marea întrebare și marea dezbatere, dacă vreți, pe care creștinismul a trebuit să o afirme, astfel încât să umple pământul cu vestea bună a Evangheliei, a fost: cine este Hristosul? Secole de-a rândul a fost o dezbatere și creștinismul și-a ascuțit mesajul în luptându-se pentru ceea ce este Hristosul, pentru cine este Hristos Domnul. Au ieșit în diferite părți ale lumii oameni înțelepți, inspirați de Duhul lui Dumnezeu, pe care noi îi numim apologeți în acea vreme, care au apărat credința creștină și au trebuit să facă afirmații despre cine este Hristosul, pentru că aici au apărut cele mai mari erezii în primele secole și aceste mari erezii au fost cele mai multe dintre ele legate de persoana lui Iisus Hristos. Apoi a venit Evul Mediu, pe care noi îl numim Întunecat, și întrebarea la care a trebuit să răspundă creștinismul a fost: vei putea păstra credința nealterată? Vei putea păstra credința vie, dincolo de credința instituționalizată, dincolo de căsătoria bisericii cu statul? Vei putea să păstrezi o credință vie, indiferent ce se întâmplă? Apoi a venit o altă etapă, în perioada reformei, și întrebarea la care ar fi trebuit să răspundem este: ești gata să lași toată religia dezgolită și să te întorci la Scripturi? Sau la Scriptura? Ești gata să te întorci și să crezi că revelația lui Dumnezeu a venit prin Scripturi? Și apoi, veniți pe secolul 18-19 încoace și la începutul secolului 20, și întrebarea a fost, vei plăti prețul ca și alții să audă Evanghelia? Și vedem că au venit marile treziri și marile misiuni, mari misionari care s-au dus în diferite părți ale lumii și au plătit prețul pentru Evanghelie. Am ajuns astăzi într-o perioadă foarte dificilă. Trăim într-o perioadă, chiar dacă noi aici, așa, în Bistrița noastră, suntem într-un fel așa ca într-o bulă închisă și ne simțim confortabili, o lume un pic mai conservatoare, nimeni nu se supără pentru afirmațiile noastre, slavă Domnului, avem nume bun dacă suntem creștini, nu e o problemă. Dar lumea în care noi trăim astăzi este o lume nu numai post-creștină, o lume anticreștină. Toate legile care se dau la nivel mondial, toate curentele, tot trendul, toți cei oamenii cu influență nu sunt post-creștini, nu sunt neutri, sunt anticreștini. Și atunci eu m-am gândit care ar fi întrebarea care s-ar potrivi pentru vremea noastră. Și mi-a venit în minte o altă întrebare pe care Domnul a pus, o întrebare foarte inconfortabilă. Când atât de mulți oameni se îndepărtează de Dumnezeu, când atât de multe națiuni îi întorc spatele lui Dumnezeu, când vedem un vest prosper, civilizat, spunem noi, care neagă, care își bate joc de Dumnezeu, întrebarea pentru noi ar fi: voi nu vă duceți? Voi nu vă duceți? Și atunci zicem și noi ca ucenicii: Doamne, unde să ne ducem?
Unde să ne ducem? Pentru că la tine am găsit cuvintele vieții. Se închide cercul istoriei. Primele mari provocări ale bisericii au fost legate de persoana Domnului Iisus Hristos. Și au venit apoi altele și altele și altele. Dar ajungem acum la sfârșitul istoriei și cred că este un adevăr pe care majoritatea dintre noi îl acceptăm, că trăim un sfârșit al istoriei. Și vedeți cum se închide cercul și din nou revenim la exact aceleași provocări cu care a început creștinismul, și anume legate de cine este Hristosul. Cine zic oamenii că sunt eu? Dar voi. Haideți să ne uităm acum, doar așa foarte pe scurt, la locul și contextul în care Domnul Iisus Hristos pune această întrebare. Și încă de la început, evanghelistul Matei, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, spune așa, că Domnul i-a luat pe ucenici și s-a dus în Cezarea lui Filip. Cezarea lui Filip nu este Cezarea maritimă, ci este Cezarea din nordul Galilei, deci chiar în nordul Israelului. Și această Cezaree a lui Filip nu este altceva decât locul, centrul zeului Baal. Zeul naturii și al fertilității, a dezmățului și al păcatului. Și Baalul și Astarteia, cele două zeități care au corupt profund națiunea, a schimbat mintea, a schimbat moralitatea, a denaturat tot ce a lăsat Dumnezeu Sfânt pe fața pământului. Tot aici, în Cezarea lui Filip, este locul de naștere a zeului Pan, adică al zeului naturalismului, am spune, a naturii. De aici vine panteismul, adică oameni care se închină creației în locul creatorului. Văd așa Dumnezeu în orice, văd un pom și zic că ăsta e Dumnezeu, ne închinăm lui. Văd iar, văd floare, văd cer, văd stele și se închină naturii. Și mă aduc aminte, nu de mult am fost până pe un munte pe aici să mă ozonez puțin și mare mi-a fost mirarea când am discutat urcând cu câțiva oameni, erau intelectuali, erau bine citiți, când am urs în vârful muntelui m-am întâlnit iară cu ei. Stăteau și se închinau la niște bolovani, niște stânci, niște pietre, la niște mușchi, și se închină naturii. Na, fiecare cu... locul de naștere a zeului Pan. De aici vin panteiștii, așa cum am spus. Pe lângă toate acestea, Cezarea lui Filip este centrul cultului imperial, al cezarului. Cezarului de la Roma. Ce înțelegem prin aceasta? Că în locul în care, la fiecare pas, aveai opțiune să găsești un Dumnezeu, să adopți o formă de închinare, să-ți găsești un Dumnezeu, că e Baal, că e Astarteia, că sunt milioanele de zei, după cum avem astăzi în hinduism, izvorâți din acest naturalism, iată și pe Hristos cu ucenicii. Și Hristos pune această întrebare, nu, vedeți voi tot ce pe aici, numai zei peste tot. Ce zic oamenii că sunt eu? Dar voi. Trăim într-o lume ca Cezarea lui Filip. Trăim într-o lume marcată de porniri păgâne, dominată și condusă de pofte și de dezmăți. Trăim într-o lume în care liberalismul imoral a devenit virtute și libertate absolută și să ai valori și să fii conservator, ești un înapoiat retrograd antisocial care trebuie să fii pedepsit că strici mintea și conceptul de libertate a omului descris de umanismul care spune omul este măsura tuturor lucrurilor, omul este Dumnezeul lui însuși. Trăim în Cezarea lui Filip. Păcatul este promovat prin toate căile de, era să zic, de informare, de dezinformare și de manipulare. Copiii sunt atrași de mici în tot acest tăvălug păgân. Sunt arși de mici pe altarele păgânismului, a sexualității, a dezmățului, a stricăciunii. De la jocurile pentru copiii cei mai mici, la desene animate, numai dezmăți, păcat și murdărie.
Îi ardem pe copiii noștri din pântece pe altarul zeităților păgâne. Îi ucidem și trăim într-o cezarea lui Filip, o lume plină de dumnezei străini, o lume plină de plăcere, de moment și de stricăciune. Nu se mai satură astăzi oamenii alergând după bogăție și după prosperitate de moment. Calcă pe oricine în picioare pentru aceasta. O cultură politeistă, o cultură a plăcerii. Această cultură, dragii mei, nu vreau să fiu acid, dar nu pot să nu o spun. Este o cultură care a pătruns până și în biserică. O cultură a plăcerii. Haideți să vă dau un exemplu. Câți dintre noi, când ieșim de pe ușă, punem întrebarea: a fost adevărat ce s-a spus astăzi? Este biblic ce s-a întâmplat astăzi? A fost înălțat Hristos în biserica noastră astăzi? Ne-am proștenut, am avut o atitudine corectă înaintea lui Dumnezeu astăzi? Nu mai punem întrebările astea. Știți ce punem? Ți-a plăcut astăzi? Te-ai simțit bine astăzi în biserică? Și am venit cu aceeași atitudine a plăcerii, să ne satisfacem nevoile estetice și poate chiar culturale, pe un fond spiritual. Cine zic oamenii că sunt? Hai să pun întrebarea și să o contextualizez pentru noi astăzi. Ce spune mass media despre Hristos? Ce spun analizele sociologice, religioase despre Hristos? Asta e întrebarea. Ce spune opinia publică despre Hristos? Opinia publică este foarte puternică. Dacă vreți, opinia publică exprimă duhul veacului de astăzi. Media aceasta a gândirii societății exprimă duhul veacului. Opinia publică are o putere în decizii. Politicienii iau deciziile cunoscând opinia publică. Economiștii iau deciziile după trend, după opinia publică, după nevoia, așteptarea opinii publice. Cei care fac marketing au devenit specialiști în a mirosi, a simți, a citi opinia publică. Și atunci întrebarea vine: ce spune opinia publică, marketingul? Ce spune mass media? Cine mai este Hristosul? S-a creat într-o generație întreagă și s-a infiltrat subliminal o ură în toată lumea vestică, altădată prosperă creștină, împotriva Hristosului Domnului nostru. N-au nicio problemă să facă yoga, spiritualitate, umblă după spiritualitate, suntem oameni spirituali. N-au problemă să vorbești de hinduism, de Buddha, de Confucius, de câte și mai câte. Îl îmbrățișează pe Mahomed. N-au nicio problemă. Când le spui de Hristos, fac purici. Pentru că a fost un plan bine integrat în școli, în cluburi, în cărți, în televiziune, în mass media, în filme, să semene o ură acerbă împotriva singurului Dumnezeu. Este scârbă de Hristos. Asta e opinia publică. Ce spune opinia publică despre Hristos? Ucenicii au răspuns. Unii zic că ești ambotezătorul, alții că ești Ilie, alții că ești Eremia, alții că unul dintre proroci. Știți ce vedem aici? Opinia publică este divizată, nu poate să dea un răspuns coerent, nici n-are cum. Opinia publică este incoerentă. Astăzi este așa, mâine este așa, mâine descoperă altceva. N-au o linie, n-au un răspuns, că răspunsul nu-i la ei. N-au cum să aibă răspuns. Opinia publică este pluralistă. Orice-i bun, toate drumurile duc în același loc. Atenție! Tinerii noștri sunt împinși înspre acolo. Da, dacă e sincer, orice religie e bună dacă e sincer. Cu pipeta, picătură cu picătură,
tipul acesta de toleranță religioasă care infectează o gândire exclusivistă a creștinismului. Și când zic exclusivistă, am folosit cel mai pozitiv termen, pentru că Domnul însuși va spune: eu sunt calea, nu una dintre căi, nu o cale, eu sunt calea. Opinia publică este universalistă. Ce spune universalismul? Universalismul spune că până la urmă, mai devreme sau mai târziu, toți vom ajunge în același loc. Pare foarte plăcută această afirmație. Ascultați-mă de ce. Și eu vin cu următoarea logică. Nu suntem noi toți creația lui Dumnezeu? Ba da! Nu suntem noi copiii lui Dumnezeu dacă suntem creați de El? Ba da! Și atunci Dumnezeu ăsta bun o să poată să lase în iazul cu foc pentru veșnicie copiii, creația Lui? Nu așa că sună bine? Bă, sună logic. Bun, poate pentru o vreme, na, o să ne chinuie pe ăia păcătoși răi, așa, un milion de ani, un miliard de ani. Bă, dar după un miliard de ani, același Dumnezeu bun, mă, care l-a trimis pe Hristos în lumea noastră să moară, păi în bunătatea Lui, nu o să se uite cum să chinuie acolo și să zică, gata, s-o încheia cu iadul. Hai să-i mutăm și pe ăștia, l-ați cu plătit destul. Pentru că vin cu următoarea logică. Cum poate Dumnezeul plin de dragoste să pedepsească etern pentru păcate temporare? Mă, mai că-mi place. Mai că-mi place. Și sunt infectați în gândirea lor, în gândirea filosofică, și opinia publică vine și zice, nu, noi trebuie să privim universalist, și anume, până la urmă va învinge dragostea lui Dumnezeu și tot ne va recupera cumva, cumva, pe toți. Opinia publică îl raționalizează pe Dumnezeu, îl dezbracă de dumnezeire și creează un fel de Dumnezeu să se potrivească pornirilor noastre, plăcerilor noastre. Un Dumnezeu mai mic, care să intre în pătrățica noastră despre care am spus că noi suntem măsura tuturor lucrurilor. Cu alte cuvinte, permisiunea noastră de a ne comporta într-un anumit fel este chiar posibilitatea de a ne comporta în felul ăla. Cât de ani a dat Domnul posibilitățile să facem ceva ca să le facem? Și nu mai avem filtru și asta zice omul. Domnul ne-a creat, Dumnezeu așa, nu zic de Dumnezeu, cine ne-a creat, da, creatorul, ne-a creat și tot ce a pus în noi e măsura noastră. Dă-i drumul! Dă-i drumul, tu ești măsura! Și atunci, opinia publică vine și raționalizează. Zice, vezi? Acolo trebuie să fie Dumnezeul tău. Nu este normă morală, nu este absolut, ci El a subiectivizat tot ce înseamnă drept, bun, la persoana ta. Și uite cum trăim din plin postmodernismul în care nu mai este niciun adevăr, ci fiecare adevărul lui, n-ai voie să-l contrazici pe-a meu. Nu în ultimul rând, opinia publică propovăduiește un fel de credință fără pocăință. Un fel de credință fără pocăință, adică o credință care nu schimbă viața nimănui. Și uitați-vă că a pătruns până în teologie adânc. Și în ultima jumătate de secol, de aici, dacă vreți, a venit și erodarea inclusiv a mișcării evanghelice mondiale, cu evanghelizările astea foarte mari, în care a fost suficient dacă te-ai declarat credința, veneau și ziceau pe stadioane, zeci de mii de oameni s-au întors la Dumnezeu și au mărturisit credința. Da, pocăința. Dar pocăința unde-i? Aia nu mai contează. Aia nu mai contează. Pentru că asta face opinia publică. O credință ieftină. Credința fără fapte este moartă. Dacă asta e opinia publică, hai să trecem la întrebarea a doua. Dar voi, care e răspunsul tău la întrebarea cine este Hristos? Te rog, ieși din această retorică așezată, cum să zic, așa, tradițională, de rutină în care am intrat noi, că da, duminică, duminică, marți, de marți, joi, de joi, tot asta auzim și zicem, fără să ne mai gândim. Nu, opriți-vă puțin, vă rog.
Ce spui tu despre cine este Hristosul? Cine este Hristos pentru tine? Petru ia cuvântul și face una dintre cele mai mari afirmații pe care un om le-a făcut pe fața pământului. Și spune așa: Tu ești Hristosul. Numai tu ești Hristosul, unsul, trimisul Fiul lui Dumnezeu. Ce înseamnă acest strigă? Ce înseamnă această afirmație? Petru, când face această afirmație, sublinează următoarele adevăruri. Primul, sublinează unicitatea lui Hristos. Tu ești, numai tu ești. Nu mai este altul. Numai tu ești Mântuitor, numai tu ești Salvatorul. Petru, Domnul se va înălța la cer. Va da misiunea ucenicilor care vor deveni apostoli și vor trebui ca aceste afirmații atât de duhovnicești într-o biserică așezată, dar atât de radicale în fața Sinedriului. În Fapte 4:12, Petru va trebui să spună acest adevăr nu doar în fața Hristosului și a celorlalți care acceptă acest adevăr, ci el va trebui să spună așa: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți, lăudați să fie Domnul. Aici e simplu să facem afirmația asta. Istoria se rostogolește repede. Copiii noștri deja trebuie să facă afirmația asta în clasele lor. Tu trebuie să faci afirmația asta în birou. Deja sunt păstori în țările civilizate care trebuie să facă afirmația asta în sălile de judecată. Și sunt deja păstori târâți și închiși în țările de la care învățăm educație pentru aceste afirmații. V-am mai spus, în urmă cu 30 de ani, clasele dimineață în școlile publice în Canada începeau cu Tatăl Nostru. Astăzi ești radical dacă ca profesor pui steagul Canadei pe perete la tine în clasă și nu pui steagul LGBTQ+, și toate plusurile lor. Dacă te duci și citești cărți murdare, mizerabile, și prezinți și grafic video în clase, ești promovat. Dar dacă într-o școală publică, în țară civilizată, ai intrat ca profesor cu o Biblie până la amiază, ești concediat. Afirmațiile acestea par simple aici, la Sfânta Treime astăzi, dar s-ar putea să vină mai repede decât credem noi vremuri în care să-ți trebuiască curaj să le faci. Repet, în clase copiii noștri deja au nevoie de curaj să facă afirmația asta. Ce spune Petru? El sublinează unicitatea lui Hristos. Nu este o altă cale. Ioan 14:6-7, Iisus a zis: Eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Nu o cale, nu un adevăr, nu o viață. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu 100 de căi pe munte și toate se vor întâlni dacă e sincer. Nu. Una. O singură cale înspre Tatăl. Și acesta este Hristos, Domnul al lui să fie slava. Apoi, Petru sublinează nu doar unicitatea, el sublinează divinitatea și umanitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Aici este momentul acesta, următoarele 3-4 minute vor fi cele mai grele din predica din dimineața asta.
Pentru că vă chem să privim la adevăruri profunde ale creștinismului, ale mântuirii noastre, dincolo de, așa cum am spus, de afirmații populiste ieftine care să zgâlție ceva în sentimentele noastre. Vă spun sincer, și poate mă fac prea vulnerabil în dimineața asta înaintea voastră, eu sunt puțin îngrijorat de un tip de predicare nou în care e prea puțină scriptură și foarte multe emoții și întâmplări și m-o suna nu știu cine și s-o întâmpla nu știu ce. Din 50 de minute de predică, vă 40 de minute cu cine m-am întâlnit și ce am spus. E un fel de educație religioasă, de foarte multe ori corectivă și agresivă. Tot corectăm și tot ne facem în toate felurile de la amvon și singurul sentiment pe care se plusează în ultimul timp este un fel de vinovăție, biciuie pe oameni să se simtă vinovați, ca apoi să-i duci undeva. Cât de bun e predicatorul. Dragii mei, când Petru afirmă tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, tot creștinismul stă pe piatra asta. Tot! Toată mântuirea noastră pleacă de aici. Știți ce spune el? Că dacă Hristos nu-i Dumnezeu, n-avem mântuire. Că dacă Hristos n-a fost și om, n-avem mântuire. Și vin oameni care spun asta. Și o să vorbim imediat în 2 minute despre aceste lucruri. Afirmația lui Petru că Hristos este Dumnezeu și Hristos în aceeași măsură a fost om, ca să ne ia în El, ca să fim ispășiți și îndreptați înaintea lui Dumnezeu pentru totdeauna, că ne frică să ne gândim la adevărul ăsta transcendentale dincolo de lumea noastră și de mintea noastră. El este singurul Dumnezeu născut din veșnicii, fără început, coexistent cu Tatăl și cu Duhul, consubstanțial, de aceeași natură și divin. În 321 s-au întâlnit slujitori ai bisericii și au zis, trebuie să punem împreună în niște afirmații simple toată esența creștinismului. Și avem crezul nician, îmi place nor de mult, îl rostim prea rar. Dați-mi voie să-l citesc. Alții știu pe de rost, care au o minte mai bună. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, făcătorul cerului și al pământului, a tuturor văzutelor și nevăzutelor. Și într-unul, și atenție cât de mult este în crezul acesta despre Iisus Hristos, pentru că aici era lovitura. Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, nu mai mic decât Tatăl, cum auzim predicându-se deja. Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și Fecioara Maria și s-a făcut om. Și a fost răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat. Și a pătimit și a fost îngropat. Și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la cerul și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și în Duhul Sfânt, Domnul de viață Dătătorul, slăvit, care a grăit prin proroci și într-una sfântă sobornicească și apostoliască biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Numai că au început atacurile legate de cine este Hristosul. Și una dintre cele mai puternice atacuri pe care le regăsesc astăzi și sunt frați de-ai noștri penticostali, cu predicatori infiltrați așa și cu nume, care propovăduiesc aceeași evanghelie eretică legată de persoana lui Hristos și una dintre cele mai mari lovituri. Pentru că, vedeți, creștinismul s-a mulțit mult când a fost lovit din afară, dar a suferit când a fost lovit din interior. Și nu fac mare filozofie și prea multă teologie, dar lucrurile acestea sunt fundamentale pentru mântuirea și crezul nostru. O lovitură puternică a fost monofizismul. Monofizismul a fost o învățătură care a zis că Hristos n-a fost o persoană care a, într-un mod tainic și misterios,
a avut cele două naturi perfecte, Dumnezeu și om, în aceeași măsură, în aceeași unică persoană, indivizibil, inseparabil și pentru totdeauna, da? Ipostasisul, spunem noi, cristologic. Monofizismul. Și atunci, oamenii lui Dumnezeu trebuie să se adune și să facă niște afirmații legate de persoana Domnului Iisus Hristos. În anul 481, la Calcedon, s-au întâlnit acești oameni și dați-mi voie doar să... Nu o să citesc chiar tot crezul, doar două, trei afirmații în acest crez. Toți într-un singur gând îi învățăm pe oameni să mărturisească pe unul și același Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, cu aceeași perfecțiune în dumnezeire și cu aceeași perfecțiune în umanitate, cu adevărat Dumnezeu și cu adevărat om, cu trup și suflet, cosubstanțial cu Tatăl în ce privește dumnezeirea și cosubstanțial cu noi, oamenii, în ce privește umanitatea. În toate lucrurile ca noi, dar fără păcat, născut din Tatăl înainte de veacuri în ce privește dumnezeirea, iar în zile de pe urmă pentru noi și pentru mântuirea noastră, născut din Fecioara Maria și în ce privește umanitatea. Unul și același Hristos, Fiu Domn, singurul născut să fie recunoscut în două naturi inconfundabile, neschimbătoare, indivizibile, inseparabile, și continuă acest crez. În ultimul an, împreună cu o comisie, cu niște colegi de la institut, am fost rugați de către frații din conducerea cultului să rescriem, să reașezăm mărturisirea de credință. Am lucrat aproximativ un an de zile, pentru că a trebuit reașezate crezurile noastre, n-am schimbat doctrina, cu siguranță, dar am reașezat și chiar săptămâna trecută am avut o întâlnire de câteva zile cu frații în Consiliul Bisericesc pentru discutarea noii mărturisiri de credință. Dacă am citit crezurile acestea vechi, eu zic că e bine, și să luăm două minute, și să vă citesc doar articolul despre Domnul nostru Iisus Hristos, din mărturisirea de credință care este propusă, și îl citesc pentru că este un articol peste care deja am trecut, că dacă n-am fi trecut, nu l-aș fi citit. Articolul 7 din noua mărturisire de credință spune așa: noi credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Cel din veșnicile, de o ființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, care s-a întrupat din Fecioara Maria pentru a-L face cunoscut pe Dumnezeu și pentru a mântui omenirea. Alineatul 1. Domnul Iisus este Dumnezeu împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, singurul născut din Tatăl mai înainte de veșnicie. Dumnezeu adevărat, cosubstanțial cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, prin care întreaga creație a fost zidită și este ținută în ființă. Și avem foarte multe versete ca argumente, nu le-am mai citit. Alineatul 2. Domnul Iisus este om prin asumarea deplină a naturii umane, Evrei 2:14, dar fără păcătoșenia ei. Prin întrupare, cele două naturi ale lui Hristos sunt unite ipostatic într-o singură persoană, iar după înviere și glorificare, ele rămân unite și neschimbate pentru veșnicie. Domnul Iisus a murit pe cruce pentru păcatele noastre, a fost îngropat, a înviat din morți, s-a înălțat la cerul, șa de la dreapta lui Dumnezeu și va reveni în slavă să instaureze împărăția lui Dumnezeu. Și alineatul 4, Fiul lui Dumnezeu este mântuitorul omenirii, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, capul bisericii, cel care botează cu Duhul Sfânt, judecătorul tuturor, Domnul întregii creații. Prin urmare, Domnului Iisus îi se cuvin stăpânirea, ascultarea și închinarea. Amin. Aceasta este ceea ce credem noi despre cel mai prețios nume, care este numele lui Iisus Hristos, a lui să fie slava în veci. Apoi, răspunsul lui Petru, pe lângă toate acestea, este o revelație. Și Domnul îi spune, Domnul Iisus validează afirmația lui Petru, dar îi spune: Petre, aceste adevăruri nu puteau să vină dintr-o minte omenească. Nu carnea și sângele ți-au descoperit, nu ființa ta, nu înțelepciunea, inteligența ta, ci toate acestea vin de la Dumnezeu, pentru că este revelație, este descoperire divină. Toată Evanghelia este centrată pe aceste adevăruri, dragii mei. Acesta este Hristosul care ne poate mântui și care ne-a mântuit, a Lui să fie slava. Opinia publică îl vede un revoluționar, un lider puternic, un idealist al vremii, un personaj istoric care a trăit în Palestina cândva, a influențat o mână de oameni și apoi s-au tăvălit, s-au rostogolit de-a lungul imperiilor aceste filozofii care au prins
Nici vorbă. El este divin, etern, Dumnezeu. Răspunsul lui Petru prezintă soluția la cea mai mare problemă a noastră. În răspunsul lui găsim răspuns, în răspunsurile noastre, la întrebările noastre. Probabil că sunt aici oameni care au venit apăsați, care au venit zdrobiți, care au venit răniți de propriul lor păcat. Ascultă-mă, te rog, ascultă-mă dimineața asta. Vorbim despre Hristos Domnul. Poate ai venit tărându-te înspre biserică, punându-ți întrebarea, unde să mă duc cu păcatul meu? Răspunsul este la Hristos. Unde să mă duc cu problema mea? La Hristos, cu slăbiciunea mea? La Hristos, cu boala mea? La Hristos. Unde să alergăm, dragii mei? La Hristos Domnul. Acolo merită să alergăm. Pentru că răspunsul la întrebarea cine este Hristos pentru tine îți va determina destinul și destinul tău va determina veșnicia ta. Trăim într-o lume în care copiilor li se spune în mod repetat că Iisus este unul dintre. Nu, Hristos nu este unul dintre. Hristos este unicul. În Luca 19:10 se spune, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Același Hristos despre care v-am vorbit astăzi este aici să ne caute. Se oprește în dreptul tău și cum spune Apocalipsa 3:20, iată, eu stau la ușă și bat. Cine bate? Același Hristos, Dumnezeu din veșnicii. Dar așteaptă un răspuns. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Am văzut ce spune opinia publică, lumea despre el. Am văzut care este răspunsul revelat prin Petru. Dar aș vrea acum la final, înainte să ne mai închinăm printr-o cântare și o rugăciune, să ne uităm la ce a spus însuși Hristos despre el. În Ioan 14:9, Domnul afirmă despre sine, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Ioan 10:30, eu și Tatăl meu suntem una. Ioan 8:58, Iisus le-a spus, adevărat, adevărat vă spun că înainte de a fi Avram, eu sunt. Și ăsta e numele lui Dumnezeu. Ioan 6:35, eu sunt pâinea vieții. 8:12, eu sunt lumina lumii. 10:9, eu sunt ușa. 10:11, eu sunt păstorul cel bun. 10:36, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. 11:25, eu sunt învierea și viața. 14:6, eu sunt calea, adevărul și viața. 15:1, eu sunt adevărata viță. Astea sunt afirmații pe care însuși Hristos le-a făcut pentru noi și ele exprimă fiecare în parte câte o binecuvântare pe care Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a adus-o în lumea noastră. Pentru cine? Pentru tine. Atunci când îl descoperi pe Hristos în felul acesta, haideți să stăm ridicați. Atunci când îl descoperi pe Hristos în felul acesta, nu mai poți să taci. Când l-ai descoperit pe Hristos, nu personajul istoric, nu filozoful, nu lider, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, unsul, unicul, atunci vei striga ca Simeon altădată în Luca 2:28, ochii mei au văzut mântuirea ta, o lumină care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Natanael în Ioan 1:49 spune, Rabi, învățătorule, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Femeia la fântână în Ioan 4:29 spune, veniți să vedeți un bărbat care mi-a spus tot ce am făcut. Nu este acesta Hristosul? Marta în Ioan 11:27 spune, Doamne, eu cred că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care va veni în lume. Centurionul roman, când a văzut modul în care Hristos a fost sacrificat, spune în Marcu 15:39, cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Iar după înviere, Toma spune în Ioan 20:24-28, Domnul meu și Dumnezeul meu.
Cine este Hristos pentru tine? Oh, dacă am putea să spunem în cor și haide să o și facem ca Toma altă dată. Domnul meu și Dumnezeul meu.